Aleșii locali din Rezina au aprobat bugetul orașului pentru anul 2017. Orașul Rezina va avea un buget care va depăși suma de 22 de milioane de lei în anul care vine. Documentul a fost aprobat cu votul unanim al consilierilor orășenești. Cine este pentru aprobarea bugetului orașului Rezina, lectura a doua, pentru anul 2017? Vă rog, votați. Cotele impozitului funciar și taxele locale încasate pe teritoriul primăriei Rezina vor rămâne neschimbate în anul 2017. Obiectele din valoarea evaluată de către întreprinderea cadastru este de 0,31. Anul trecut a fost 0,08, dar anul acesta e 0,31. Avem dreptul să majorăm până la 0,33. Taxele locale spre încasare pe teritoriul primăriei orașului Rezina în 2017. Raportor doamna Pârțu. Pentru anul 2017 să rămână la nivelul anului 2016. Conform anexei 2 la decizia 8.2 din 10.12.15, excepție fac numai în punctul 1.3, sub punctul 3 de X, se excludă din taxe locale serviciile pentru taxa pentru servicii medicale, ginecologie, stomatologie, oftalmologie, pentru că, conform legii noi, legii modificării la legea 231 cu privire la comerțul interior și modificările care au venit data din 19 luna 7, în lista activităților de comerț, conform codului CAIM, sunt excluse aceste activități și noi avem dreptul să le includem în taxele acestea. În restul rămâne tot conform taxelor anului 2012 chiar. La ședința de marți, consilierii orășenești au discutat și aprobat 55 de chestiuni avizate de comisiile consultative de specialitate. În aceeași ședință, aleșii locali au votat acordarea ajutoarelor financiare, formarea, dar și scoaterea la licitație publică a bunurilor imobile. Tot marți, aleșii locali au votat instituirea unei comisii pentru probleme sociale pe lângă primăria orașului Rezina. Următoarea ședință ordinară a Consiliului Orășenesc Rezina este programată pentru luna ianuarie.